conformului regulamentului. Și sperăm să nu avem incidente și alte ceva de genul ăsta. Destrage cu pistolul cu loc. Neletal. Muniții cu lanț poliniar. 9-19 mm. Cei care au mai fost, au mai tras. Ce pot să vă spun pentru început? Vă rog să țineți minte ceea ce vă aduc la conștiință referitor la luarea armii de ochii. E un poligon redus de antrenament. Distanța până la ținte este de 10 metri. Distanța dintre cercuri este de 5 cm. Automat, veți lua linia de ochire puțin mai jos. Nu luați punctul ochii până la ochii. Deci, nu luați așa. Da? Deci luați undeva la baza 7, între 7 și 8. Deci aveți cele 5 cartușe de reglaj. Și țineți cont de recomandarea pe care v-am dat-o. Având o traiectorie care e în urcare, știți și dumneavoastră, fiind redus, scădeți puțin din distanță. E un glonț de polimer, e ușor, nu avem vânt care să-l înfiențeze, dar totuși, ținem cont și... Pentru că ați făcut sau nu la primul loc, când sunt toate fițeaua? Nu, toate vor fi trase acolo. Toate vor fi trase acolo. Deci nu e nicio problemă. O să vedeți la reglaj. Locul 1 cu un diplomă și un voucher pentru a participa la concursul Top Gun, ediția 8 de la Timișoara. Da. Deci, cel de anul trecut. Ca aspect de noutate, și locul 2 anul acesta va participa la Top Gun, pentru că delegația trebuie să fie din 3 membri. Și tot anul trecut, Lișman Gabriel, care e aici de față, va merge acolo împreună cu primii 2 de anul ăsta. Nici m-am bătut, dar în afara concursului nu va fi punctat. Va trebui doar să se antineze pe lucrurile. Așa, locul 2 cupă plus diplomă și cum a spus domnul, cred că merge și dânsul la loc. Cine va câștiga, va merge la concurs de Top Gun. Locul 3 cupă plus diplomă, locul 4 diplomă, locul 5 diplomă. Și ceilalți concurenți vor primi câte o diplomă de participare. La regulament. După cum știți, orice tragere, că e concurs, că e tragere, oriunde este, se face totul la comandă. Da? Chiar dacă știm noi și cunoaștem foarte bine armamentul din dotare și tragem, suntem experți sau nu suntem experți, totul se face la comandă. Nu vrem să se întâmple ce s-a întâmplat anii trecuți, când s-a întors și l-am pușcat pe instructor. Nu vreau, am și o familie. Și dumneavoastră aveți copii, vorbesc. Nu? Aveți copii, fiecare este responsabil. Cartușele alocate va fi un număr de 15. 5 pentru reglaj și 10 pentru concurs. Distanța de tragere, v-am zis, este 10 metri. Aprecierea se va face în funcție de numărul de puncte obținute. Deci de la 10 până la 5. 10, 9, 8, 7, 6. În caz de egalitate la puncte, valabil numai în cazul primului 3 locuri, departajarea se va face după numărul de carilor, 9 ori și așa mai departe. Dacă egalitatea persistă și de această dată, se va proceda la barajul prin tragerea unor serii de câte 5 cartușe, la ținta cu cercul. Glocul de antrenament neletal care folosește muniția cu glonț polimer. Asta e un post armat, avem pătrăcrat și o siguranță, aparatele de ochire, vedeți că sunt pintate, luați mine de ochire, în așa fel încât să gradeze lume. Da? Nu depășim. Poziția de tragere este așa. Uitați. Așa este. Nu avem ce căuta cu degetul în trăgaci. În poziția asta este armat. Dacă apăsăm pe siguranță, e aplicat. Iar când vom executa foc, lin și progresiv, apăsăm pe trăgaci, să ne surprindă focul, da? Lin. Asta este. Asta este, da? Când a făcut poc, a plecat și cartușul. Bronzul, da? Lin și progresiv. Nu zbuncim. Dacă am zbuncit, vă dați seama că nu se mai poate obțin. Sau pe aici. După primul foc, veți vedea. Și vă reglați atunci.
mai sus, mai jos, mai stânga, dreapta, da? Deci încercați să nu luați cu cochetul Florin. Să nu scoate aici. Mâna la spate, pentru că trebuie. Încărcați! Cu muniția alocată, așa că ce în locul, foc! Și implicit poliției locale care l-ați pentru sprijinul necondiționat în organizarea activității. Tot timpul ne-au sprijinit și sperăm ca pe viitor să ne sprijine în continuare. Toată lumea a tras bine, indiferent că n-am fost să facem o premiere, locul 1, 2, 3. Eu cred în ce am văzut aici rezultatele
la tragic au fost foarte bune. Mulțumim Ceciliei care a venit să tragă. Sperăm că în anul viitor să avem mai multe fete care să tragă. O să popularizăm intenționul femeilor din lângă asociația noastră. Pentru că la anul am vrea să trimitem la Timișoara, ca și premiu din partea IPA 2 și o fată. Și sperăm să nu fiți singura care participă. Așa. Cum am zis, anul trecut, câștigător de anul trecut merge la Timișoara, câștigător de anul ăsta și locul 2 vom merge și la Timișoara, reprezentând IPA 2 Galați, la Timișoara, la concursul internațional Top Gun, se organizează pe echipe și minim 3 reprezentanți trebuie să participe. Anul ăsta o să ne mândrim cu Nishman Gabriel și cu câștigătorul Nishman Gabriel și cu câștigătorul de anul ăsta și locul 2 de anul. O să procedem la numărul de participare, întâi. Și o să încep cu domnul Lipianu George. Bravo! În cadrul penitenciar de Galați. Ne așteptăm și să-i domnul Ciosu Cornel, în cadrul IJJ Galați. La domnul Râncu Victor, ca de poliție de frontieră. Domnul Cuzic Cornel, la IJJ Galați. Iescu Cristian, din partea Poliției de Frontieră. Domnul Tencu Ciprian, din partea Poliției de Frontieră. Nanu Iulian, din partea Poliției de Frontieră. Alexandru Florin, Poliția de Frontieră. Durată Laurențiu, din cadrul IPJ Galați. Domnul Octavian, din cadrul IPJ Galați. Constantin Octavian, din IPJ Galați. Nici pe domnul Abadari n-a vrut să-l luați. Da. Mulțumesc și mulțumesc pentru succes în continuare. Bucur de bine din cadrul penitenciar. Succes în continuare. Domnul Istrate Cornel, locul 2. Domnul Cornel, Pana Națională, tot locul 2. Nu vrea să iasă din timpare. Locul 2 din timpare nu vrea să iasă. La Timișoara. Domnul Istrate, împreună cu Nishman Gabriel, va merge la Timișoara și cu câștigătorul de anul ăsta, domnul Ciocan. Aici, cu fața la mine, aici. Mă mândresc și de acolo să mă gărească. Mult succes la Timișoara, să știți. Încheiere, vreau să vă mulțumesc pentru participare. Nelu Melinte, președintele IPA Regiunea 2 Galați, își cere scuze că n-a putut fi prezent, dar a fost reținut cu replica serviciu. Vă așteptăm și la anul, mulțumesc pentru participare. Și succes la Timișoara, concurenților noștri.